trei frați, noi nu suntem de acord să se spună amin, aleluia, pentru un Duh blând și călăuzit de Duhul Sfânt. Amin. Intrăm la nivel de răsplătire, aducem gură împotriva lui Dumnezeu prin atitudinea noastră turbune, deranjăm pe frați și să știți că lucrul acesta nu este bun. Dacă veți înțelege felul acesta cei câțiva care ați făcut aparte de la regula bisericii noastre, rămânem la atât. Dacă nu, în viitor vom vedea ce măsuri vom lua cu privire la cei care nu se supun. Trebuie păstrată o rânduială. Nu întotdeauna poate ne place felul de predicare, nu întotdeauna poate ne place felul de predicare, vii la urmă și stai de vorbă cu predicare. Nu e nicio problemă. Dar nu să deranjăm adunarea întreagă unde sunt prieteni, unde sunt oaspeți, unde sunt musafiri, unde, la ora actuală, ne urmăresc prin intermediul internetului sau chiar când ne urmăresc acum ce vedea se pun pe internet, predici, programe, credem că trebuie să ne disciplinăm și lucrul acesta. E pus sub disciplină numai cânți public, nu mai reciți public, nu mai faci evanghelizare, nu mai mergi în lucrare, indiferent cine fie. Amin. Ești oprit de la cina Domnului.